Astăzi o să vă învăț cum puteți să vă duplicați itemele pe Minecraft. Știm cu toții că este destul de greu să faci foarte, foarte multe rail-uri dacă vrei să faci un sistem din ăsta de rail-uri prin lumea ta. Așa că un duplicator de iteme de rail-uri este foarte, foarte ușor și la îndemână, ca să zic așa, pentru voi. În primul și primul rând, ca să facem acest duplicator de iteme, trebuie să punem blocurile astea așa. Un sticky piston acolo. 4 blocuri de slime-uri așa. După aceea venim sus de tot. Punem cu observerele, le punem cu chestia roșie în sus. După aceea venim în spate aici și punem acest observer în spate cu chestia roșie în spate. Și acum ne alegem, nu știu, să zicem powered rail, vrem să duplicăm powered rail-ul. Venim aici cu o manetă și dăm repede de ăsta și gata. Uitați-vă cum practic itemele astea sunt duplicate. Deci din două rail-uri, uitați-vă câte rail-uri avem acum, 30, și tot se duplică. Foarte tare!